Și viziunea pentru, pentru anul ăsta se numește Luminează. Ceea ce noi vrem să facem. Și tricourile, dacă, dacă ați fost dimineața la biserică, toată lumea a primit un tricou care spune Luminează. 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 Shine. Shine. So I've just got to the title. That's good. We have, bless you, darling. Bless you. We've got an opportunity this afternoon, this evening, when we're going to be talking about what the vision looks like for the next year. Deci avem o oportunitate în seara asta să vorbim despre cum va arăta viziunea pentru următorul an. And it's important that we understand we're part of a bigger picture. Și e foarte important ca noi să înțelegem că suntem parte dintr-o viziune mai mare, dintr-o imagine mai mare. River Church will celebrate its 16th birthday this year. Biserica River își va, va sărbători al 16-lea an. Which is very exciting. Anul ăsta și e foarte, e foarte entuziasmant. And many things have been broken through in that church. Și foarte multe lucruri au fost izbândite în biserica asta. In our church. În, în biserica noastră. In order for us to be here today. Ca noi să putem să fim aici astăzi. And just as we were there, well, the scripture that keeps coming to mind when we're talking about this is Zechariah 4:10. Și scriptura care, care îmi vine în minte tot timpul este Zaharia 4:10. In the Message Bible it says this. În traducerea mesajul, care se numește mesajul, spune: After that, după aceea, the word of God came to me. Cuvântul lui Domnul a venit către mine. Zerubbabel started rebuilding this temple. Zerubbabel a început să reclădească templul. And he will complete it. Și el îl va completa, îl va termina. That will be your confirmation. Aceasta va fi confirmarea ta. That the God of the angel armies sent me to you. Că Domnul oștirilor m-a trimis pe mine la tine. Does anyone dare despise this day of small beginnings? Să nu încerce cineva să disprețuiască această zi a începuturilor mici. They'll change their tune. Ei își vor schimba, își vor schimba cântecul. When they see Zerubbabel setting the last stone in place. Când îl vor vedea pe Zerubbabel că pune ultima cărămidă la locul ei. What I love about God. Ceea ce îmi place mie despre Dumnezeu. Is he's formed the end before the beginning. Este că el formează în sfârșitul înainte, înaintea începutului. And to have his mindset. Și ca noi să avem mentalitatea lui Dumnezeu. We must understand that what we're doing today. Noi trebuie să înțelegem că ceea ce facem astăzi. Is walking towards the future he's already created. Este să mergem înspre viitorul pe, pe care el l-a creat deja. That's why in our lives. De asta în viețile noastre. We can never get despondent. Noi nu putem să devenim dezamăgiți și disperați. About problems or issues. Din punct de vedere al problemelor sau al situațiilor. Failures, smallness. Eșecuri, chestii mici. Mountains are in our way. Și munți care ne stau în cale. Because God's looking at the end. Pentru că Dumnezeu privește la sfârșit. Which is what you walk into. Și tu n-ai umbli. If you keep on walking. Dacă continui să umbli. And stay in obedience to him. Și să stai în ascultare de el. So I'm excited today. Deci eu sunt foarte entuziasmat astăzi. I'm excited reading that scripture. Sunt bucuros să citesc acest verset. That God puts in his word. Că Dumnezeu pune în cuvântul lui. Do not despise the day of small beginnings. Și spune să nu disprețuiești ziua începuturilor mici. And then follows it by saying they will change their tune when they see you set the last stone in place. Și după aceea spune că ei vor, își vor schimba poezia, își vor schimba ceea ce spun când îl văd pe Zerubbabel care pune ultima cărămidă la locul ei. In little ways, maybe you've seen this in your life already. În moduri mici, poate că ai văzut asta în viața ta deja. I know that when I left university. Eu știu că atunci când, când am terminat facultatea. All of my friends were going to very good jobs in London. Toți prietenii mei mergeau la, la slujbe foarte bune în Londra. I had offers of very good jobs in London. Eu am avut oferte pentru slujbe foarte bune în Londra. But I knew I needed to come here. Dar eu am știut că eu trebuia să vin înapoi în Exeter. And work with what was happening here, with business and with church. Și să mă implic în ceea ce se întâmpla aici cu afacerea mea și cu biserica. So I gave up those options. Deci am renunțat la acele opțiuni. I can remember when I first started my business. Și pot să mi-aduc aminte când am început afacerea mea. After university. După facultate. I was drawing £100 a month. Trăgeam, adică câștigam, nu câștigam, luam 100 de lire pe lună. That was a day of small beginnings. Aia a fost o zi al începuturilor mici. But I was happy with it. Da, eu eram fericit cu asta. Because I wasn't looking at a lifetime of earning £100 a month. Pentru că nu, eu nu mă uitam la, la o viață întreagă de a câștiga doar 100 de lire pe lună. I was building something. Eu construiam ceva. And maybe there were people around me. Și poate că sunt oameni în jurul meu. Who despised the day of small beginnings. Care au disprețuit ziua începuturilor slabe. But as it says here. Dar cum spune aici. They changed their tune.
Ei și-au schimbat acum cântecul. When they saw us setting the last stone into place. Când se uita la noi și vedeam cum punem ultima cărămidă la locul ei. Now we haven't even finished building what we're building with. Noi nici măcar nu am terminat să construim ceea ce construim la munca mea. The last stone has not yet been put in place. Ultima cărămidă încă nu a fost pusă la locul ei. But already my decision does not look foolish. Dar deja decizia mea nu arată prostească. And I hope that echoes in your heart concerning this church. Și sper că lucrul ăsta are un ecou în inima ta în ce privește această biserică. Maybe some people think. Poate că unii oameni cred. That it is silly to spend your Sunday evenings. Că e aiurea să-ți petreci duminica seara. With a small group of other people. Cu un grup mic de alți oameni. But Jesus used a small group of other people. Dar Isus stătea, petrecea timp cu un grup mic de alți oameni. 12 people. 12 oameni. That then changed the world. Care apoi au schimbat lumea. So I'm excited about stepping into January 2013 for Romanian Church. Deci eu sunt foarte, foarte bucuros să pășim în ianuarie 2013. I'm grateful for what's happened so far. Și sunt foarte recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat până acum. And this evening. Și seara asta. Liana is going to summarize some of the things we are grateful for. Eu voi sumariza un pic de câteva dintre lucrurile pentru care suntem foarte recunoscători. And then is also going to look forward to the next 12 months. Și apoi vom spune la ceea ce privim în următoarele 12 luni. Of the things we are planning. Și lucrurile pe care le plănuim. The things we believe God has planned. Lucrurile pe care noi credem că Dumnezeu deja le-a plănuit. And as we follow him. Și în timp ce noi îl urmăm pe Dumnezeu. They will be built. Lucrurile astea vor fi clădite. The Bible says. Biblia spune. That we should write the vision down. Că noi trebuie să scriem viziunea pe hârtie. Pentru că poate să fie făcută clară. And those who see it. Și cei care o văd. Will be able to run with it. Vor putea să aleargă cu ea. So that's what we're doing. Alerge cu ea. Și asta facem. It's a very simple response to that scripture. E un răspuns foarte simplu la acel verset. Because if we all know. Pentru că dacă noi toți știm. Where we're running. Încotro ne îndreptăm. Then we can get there together. Atunci noi putem să mergem acolo împreună, să ajungem împreună acolo. If I've got an idea. Dacă eu am o idee. Or Liana's got an idea. Sau Liana are o idee. But it's never communicated. Dar n-ar fi comunicată niciodată. Then we're not going to go anywhere. Atunci nu o să ajungem nicăieri. Because Liana or I can't take anything anywhere. Pentru că Liana și cu mine nu putem să ajungem oricum. It'll take all of us. Acolo singur. To see the remaining. Necesită noi toți ca să vedem comunitatea de români. In Exeter transformed. În Exeter să fie transformată. Yeah. E ok asta? So today we're just going to briefly talk about these things. Deci astăzi o să vorbim pe scurt despre aceste lucruri. And we're going to pray at the end about this year. Și la sfârșit o să ne rugăm peste acest an. For Romanian Church. Pentru biserica românească. That God makes this an attractive place. Că Dumnezeu face locul ăsta un loc atractiv. And a powerful place. Și un loc puternic. Where we see increased testimonies. În care să vedem tot mai multe mărturii ale bunătății lui Dumnezeu. It is important that you know. Este foarte important să știm. That Liana and I. Că eu și cu Liana. Just as many of you. Așa cum sunteți și voi. We have experienced the power of a local church. Noi am experimentat puterea unei biserici locale. Both of our lives have been changed by a local church. Ambele noastre vieți au fost schimbate din cauza bisericii locale. Not based on number of people. Nu bazat pe numărul de oameni. Not based on any particular message that has been preached. Nu bazat pe un mesaj care a fost predicat. The history of many messages being. Ci bazat pe istoria unor multor mesaje care au fost predicate. Based on a community of believers. Bazat pe o comunitate de credincioși. Who want to grow together. Care vor să crească împreună. My life. Viața mea. Is very different. E foarte diferită. As a result of this church. Ca și un rezultat al acestei biserici. I am a testimony. Eu sunt o mărturie. That planted in the house of God. Că plantat în casa Domnului. That we will flourish in His courts. Noi vom înflori. When I came to this church. Când am venit în biserica asta. There were many things in my life that were very mediocre. Erau multe lucruri în viața mea care erau mediocre. But I heard Pastor Michael preach. Dar l-am auzit pe Pastor Michael predicând. That there was a better way. Că este un mod mai bun. That I could believe for more. Că pot să cred pe Dumnezeu pentru mai mult. That I could grasp for more. Că aș putea să ating mai mult. And that I could do more. Și că pot să fac mai mult. And so I thought, okay, let's do it. Și am zis, gata, ok, facem asta. And many times it's about taking God at His word. Și de multe ori e vorba de a lua pe Dumnezeu pe cuvântul Lui. And this year I want us to take God at His word. Și anul ăsta vreau să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt.
The Bible says that before the throne of heaven. Biblia spune că înaintea tronului cerului. Every tribe and tongue will gather. Fiecare trib și fiecare limbă se va aduna. What we can learn from that? Ce putem să învățăm de acolo? Is that there is unity? Este că este unitate? But there's also a celebration of diversity. Dar este și o sărbătorire a diversității. And I'm excited. Și eu sunt foarte bucuros. The Romanians in the southwest of England. Că românii din sud-vestul Angliei. Will be one of those tribes and tongues. Vor fi parte din acele triburi și acele limbi. As a result of what we do. Ca și rezultat a ceea ce facem noi aici. Wonderful. Do you want to give a summary of what's happened and? Mm-hmm. Deci ca în sumar și să sărbătorim anul trecut. În primul rând, povestea noastră, și mi-a plăcut foarte mult că pastorul Michael azi dimineața a spus, a vorbit despre care e povestea bisericii, cum a început, cum i-a vorbit Dumnezeu. Zice că era în Africa de Sud și se ruga și a văzut într-o viziune partea asta a Angliei și Dumnezeu i-a vorbit foarte clar. Și când Dumnezeu i-a vorbit pastorului Michael, câți dintre voi știți că Dumnezeu ne-a văzut și pe noi aici? Și pastorul Michael este cel care tot timpul a încurajat o biserică de români în locul ăsta, pentru că a văzut-o. Și el vede mai multe biserici care sunt specifice altor națiuni. Și de asta pastorul Michael a început să-mi spună, Liana, văd o biserică de români în Anglia. Da. Văd o biserică de români. Da. Și am început să ne întâlnim împreună ca și un grup de români, ca și comunitate de români, la mese împreună, la rugăciune împreună, chiar și la timpuri de închinare împreună. Și ăla a fost un lucru foarte special pentru noi, pentru că a fost într-un timp de închinare. Până atunci n-am prea văzut. Mi se părea așa de neatins, o viziune de neatins, biserică de români. Și într-un fel n-am primit viziunea asta în inimă. Până când a fost, chiar în sala asta, am avut un timp de închinare și Dumnezeu, și am văzut biserica noastră. Am văzut timpul de închinare, am văzut cuvântul lui Dumnezeu fiind adus aici și hrănindu-ne de la cuvântul lui Dumnezeu și crescând puternic în el. Și atunci Dumnezeu, în câteva luni, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta și în 30 septembrie am început biserica asta. De când am început, trei persoane s-au întors la Hristos ultimele câteva luni. Și înainte de a începe biserica, am avut două persoane care s-au întors la Hristos. În total, 5 persoane. Din 2011, de când ne-am început să ne adunăm. Asta înseamnă să fim lumină. Asta înseamnă să aducem, prin faptul că ne întâlnim împreună, prin faptul că oamenii intră, când intră aici, intră în cadrul unei familii, simt căldura noastră. Oamenii buni, ce aveți? Ce este aici? Îl avem pe Hristos. Și putem să-L dăm pe Hristos românilor din Devon. Amin? Amin. Am avut, de când am început biserica, am avut 29 de vizitatori, dintre care mulți copii. E extraordinar ce face Dumnezeu. Și Dumnezeu, cu 29 de vizitatori, Dumnezeu ne spune, puteți să creșteți. Amin? Amin. De asemenea, duminică de duminică, un număr care e în creștere, se uită la noi, ne urmăresc pe internet. Și e minunat, pentru că oamenii ne spun, am ascultat predicarea, Dumnezeu mi-a vorbit, am ascultat, mi-a făcut bine. Amin? Amin. Cine știe care vor fi rezultatele? Și anul trecut, noi nu vrem să fim o biserică care ne uităm tot la noi și ne uităm, suntem cu nasul în buric. Suntem o biserică care vrem să-i ajutăm pe oameni. O să vorbim despre asta un pic mai încolo. Vrem să fim oameni care tot timpul le avem pe aproape la inima noastră și putem să ajutăm, amin? Anul trecut am adunat 70 de lire pentru love bags, pentru oamenii străzii. Deci avem multe de sărbătorit într-un timp foarte scurt de când Dumnezeu a spus, a apăsat pe play. Biserica Română, play. It's got graphic. Mm-hmm. So one of the things that we haven't even really shared much with the church, even upstairs yet, but it's something we'll talk about increasingly in the future. Deci unul din lucrurile despre care să vorbim mult mai mult în viitor și n-am vorbit prea mult nici în biserică până acum. Is an acronym we have worked through, prayed through. Este un acronim la care lucrăm de mai mult timp și peste care ne-am rugat. Which describes the culture of our church. Care descrie cultura bisericii noastre. If you've been around us very long time. Dacă ați fost cu noi de mai mult timp. Or any time at all. Sau de oricât timp. You'll know we have a strong culture. O să știți că avem o cultură puternică. That defines what we do and how we do it. Care definește ceea ce facem și cum facem.
And that is important. Și asta e lucru important. That is part of what God's DNA in our churches. Și e parte din ADN-ul ce l-a pus Dumnezeu în biserica noastră. And so we spent some time as a leadership team. Și ca și echipă de conducere ne-am petrecut niște timp. With Pastor Michael and Pastor Marion. Cu pastorii Michael și Marion. Trying to describe this. Să încercăm să descriem lucrul ăsta. And summarize it in a way that people could remember it. Și să sumarizăm într-un mod în care oamenii își pot aminti. Poți să țină minte. So what we've done this evening? Și ceea ce am făcut în seara asta? Is split up the things we're going to be doing this year. Este să separăm lucrurile care o să le facem anul ăsta. Into how they flow out of our culture. În modurile în care ele ies din cultura noastră. There are stories, scriptures, word of God, prophecy behind every one of these things. Și în spatele fiecărui principiu sunt povești, sunt întâmplări umane, sunt profeții. Years of lessons learned. Ani întregi de lecții învățate. So the acronym is GRAPHIC. Și acronimul despre care vorbim este GRAPHIC. The design of our church. Este designul bisericii noastre. The picture of our church. Este tabloul bisericii noastre. And we build by design, not by default. Și noi clădim prin design și nu prin așa cum iese. If you want to build something that lasts. Dacă vrei să construiești ceva care să îndure. That stands the test of time. Ceva care să îndure testul timpului. That looks good. Care să arate bine. Then you need to build by a design. Atunci trebuie să construiești conform unui design. Yeah. No house builder. Niciun arhitect. Starts building without the blueprint. Nu începe să clădească fără să aibă designul. The house will be unsafe. Casa ar fi nesigură. And it wouldn't look very good. Și n-ar arăta foarte bine. This is our design. Asta este designul nostru. So the words we've used to describe our church are. Și cuvintele pe care le-am folosit ca să descriem biserica noastră. In English. În engleză. And we've changed it a little bit to work in Romanian. Și am schimbat foarte, foarte puțin să se potrivească în românește. For Luke and Jason, GRAPHIC in Romanian is spelled just with an F, not a PH. Pentru Luke și James. G for greatness. G stă pentru grandoare și măreție. What these mean. Și voi explica ce înseamnă asta. R for relational. R e pentru relațională, biserică relațională. A for apostolic. A este pentru o biserică apostolică. P for prosperity. În engleză, PH se transformă în F. We'll come to the remaining one in a bit. Okay. Deci în engleză, P este pentru prosperitate. H for the Holy Spirit. H pentru Duhul Sfânt. I for international. I pentru internațională, biserică internațională. And C for Christ in culture. Și C pentru Hristos în cultură. Every one of those has a message we could preach for hours. Fiecare din punctele astea sunt un mesaj pe care l-am putea predica timp de ore în șir. Into what God has said about those things. Și ce a spus Dumnezeu pentru fiecare din aceste lucruri. And the testimonies and miracles we have in people's life about those. Și mărturiile și miracolele din viețile oamenilor cu privire la aceste lucruri. So in Romanian. Și în românește. It is G4. Este I just translated everything apart from the PH. Oh, now explain them. Okay. G stă pentru grandoare și măreție. You happy for me to go for it? I'm not going to read those words. Same as in English. Grandoare și măreție. Ne-am dat seama că grandoare nu e folosit într-un context pozitiv foarte mult în limba română. Dar de azi înainte, haideți să ne gândim la asta într-un mod pozitiv. Pentru că grandoare este vorba de grandoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e nesigur să spună, El e grandios. Dumnezeu e mai mare decât ne putem imagina noi. Mm-hmm. Și tot ceea ce face e lucrul mâinilor Lui. Adică eu și cu tine, adică biserica din care facem parte. Dumnezeu o creează grandioasă. De multe ori, și eu m-am trezit că gândeam foarte mic. Nu ne trebuie o biserică grandioasă. Nu vrem să avem aere de grandioare, nu vrem să avem... Și tot mic mă gândeam. E ok dacă cu tare lucru nu e lustruit, e ok dacă cu tare lucru nu e... Have you talked about greater self? I get that, yeah. So, there are a couple of key concepts behind greatness. Și în spatele ideii de măreție și grandoare sunt câteva chei. First is the fact that he who is greatest is he who serves. Întâi este lucrul că cel care este cel mai mare în împărăția Dumnezeu este cel care slujește. Și ca și biserică. The more people we serve,
cu cât mai mulți oameni le slujim și cu cât mai mare este calitatea slujirii noastre, the greater we are. Cu atât mai măreți suntem in God's eyes. În ochii lui Dumnezeu. The lives we can touch, viețile pe care le atingem, the people we can help, oamenii pe care îi putem ajuta, the multiple ways we can help them, modurile multiple în care putem ajuta, that makes us great. Asta ne face pe noi măreți. The more people that decide to lay down their lives and give up jobs and give up issues and give up problems and give up all kinds of things including time and talent and treasure and serve, that is greatness. Cu cât mai mulți oameni care renunță la diferite lucruri, la timpul de slujbă, la toate aceste lucruri ca să slujească în casa lui Dumnezeu. Right now our Romanian church has a level of greatness. Chiar acum biserica românească are un nivel de măreție. Because there are people here who are serving others. Pentru că sunt aici oameni care slujesc altora. And there are people here who are looking out for others. Și sunt oameni aici care au grijă de alți oameni. Praying for others. Se roagă pentru alți oameni. Speaking to others. Vorbesc în viața lor. But how much greater? Dar cu cât mai măreață. When this room is filled. Yeah. Ar fi biserica noastră când casa asta e plină. With 50 Romanians. Umplută cu 50 de români care fac același lucru. People who are sold out for God. Oameni care sunt vânduți lui Dumnezeu. Who have had a powerful experience with God. Care au avut o experiență puternică cu Dumnezeu. Who are talking to their friends. Care vorbesc cu prietenii lor. Who are serving the needy. Sau care slujesc celor nevoiași. That is a great Romanian church. Asta e o biserică românească măreață. Secondly. În al doilea rând. Another journey we went on. O altă călătorie pe care am luat-o. As the River Church. Ca și biserica River. Was understanding. A fost să înțelegem. That greatness is better than excellence. Că măreția este mai mare decât excelența. In our main church in River. În biserica noastră în River. In the past. În trecut. Many times. De multe ori. We used to run very very good events. Noi puneam niște evenimente foarte foarte, organizam evenimente foarte foarte bune. But when we sifted at the end. Dar când sitam la sfârșit. To find how many lives we touched. Să găsim câte vieți au fost atinse prin evenimentul ăsta. The measure was not as good. Măsura n-a fost așa de bună. Our focus was on a good event. Concentrarea noastră a fost pentru un eveniment bun. With pretty lighting. Cu lumină frumoasă. And nice songs. Și cântece frumoase. A clever message. Și un mesaj inteligent. But what we value. Dar ceea ce valorăm. Is greatness. Este măreția. Is how many people we have served. Este câți oameni am slujit. That is important for the Romanian church. Lucrul ăsta e important pentru biserica română. That is a battle we won with the English church. Și asta este o luptă pe care am câștigat-o cu biserica noastră. And hopefully the Romanian church will never have to fight that battle. Și sperăm că biserica română nu va mai trebui să lupte acea luptă. But just understand. Ci doar să înțelegem. That it's about service. Că este măreția are la inimă slujirea. Greatness also carries the attributes of people who are aspirational. Măreția are în ea atributele oamenilor care sunt aspiraționali. Reaching for something more. Care ating pentru ceva mai mult, se înting pentru ceva mai mult. In scriptural terms, running the race that is before. În termeni biblici, oameni care aleargă cursa care a fost pusă înaintea lor. It has connotations of influence. Și are conotații de influență. We are believing as a church. Și ne credem ca și biserică. For people who are business leaders. Ca oameni să devină lideri de afaceri. People who are community leaders. Oameni care să fie lideri în comunitate. Policy leaders. Oameni care să schimbe legi. Education leaders. Oameni lideri în învățământ. Care and hospitality leaders. În îngrijire și în ospitalitate. Who have an influence just beyond the few people. Lideri care au influență dincolo de familia și de prietenii lor. I'm believing. Eu cred. That greatness is part of our church here. Că măreția este parte integrală din biserica noastră de aici. Is that we can influence policy. Ca noi să putem să influențăm legile. In the southwest of England. În sud-vestul Angliei. Concerning Romanians. În ce privește pe români. That we can have a voice. Ca noi să putem să avem o voce. To our member of parliament. La membrii din parlament. La. That we can have a voice. Ca să putem să avem o voce. To the employment agencies. La agențiile de recrutare. That's influence. Asta e influență. And that's something that flows out of. Și asta e ceva ce curge. Stature with God. Din statura noastră cu Dumnezeu. So greatness is bound up in the heart of a servant. Deci măreția este cuprinsă în inima unui slujitor. So although it is a great thing we strive for. Deci chiar dacă e un lucru măreț pentru în care ne îndreptăm, înspre care ne îndreptăm. It is only achieved by a greater level of obedience and sacrifice. Lucrul ăla e realizat printr-un nivel înalt de sacrificiu și de ascultare de Dumnezeu. Anything else? I think that's all. I just un lucru pentru noi, un lucru practic
în ce privește măreția, și chiar vorbeam cu Vali, pentru Vali e important să-și imagineze unde o să fim la sfârșitul anului, ce vrem pentru 2012, 2013. Ceea ce vedem noi și modul în care vom vedea măreția, măsura în care o să vedem măreția în biserica noastră și rezultatul slujirii noastre va fi să avem o încăpere plină de 50 de români aici. Asta vedem. Speaking about the 50 Romanians. Yeah, totally. As the fruit of this. Deci modul practic, manifestarea măreției va fi să vedem camera asta umplută și vedem când îmi închid ochii, îi văd pe 50 de români. Când îmi deschid ochii, îi văd. Deci dacă vorbesc un pic prea tare și mă sunesc, vorbesc unor 50 de români. Pentru că îi vedem, Dumnezeu, iar ei sunt aici deja. Dar Dumnezeu va lucra asta prin influență și prin slujirea noastră. Amin? Amin. We will see it. O vom vedea. Amin. Relationships. Amin. Yes. So secondly, R for relational. În al doilea rând, R stă pentru relație. Pentru relații. Noi suntem o biserică relațională. This is easy. E ceva ușor. Because Romanians are very relational. Pentru că românii sunt foarte relaționali. You have good family structures. Aveți structuri familiale foarte bune. In England sometimes. În Anglia uneori. We don't know our cousins. Nu ne cunoaștem. The last time I saw Veri. My cousins. Ultima dată când mi-am văzut eu Veri. 12 years ago. Acum 12 ani. Do you have any cousins? Two. Yeah. Oh. Two. Now you tell me. Are doi, n-am știut asta. But. Dar. Romanians have large, strong families. Românii au familii mari și puternice. But as a church. We're even cousins. Indeed. But as a church. Dar ca și biserică. Beyond natural relationships. Dincolo de relațiile naturale firești. This is an aspect of our church. Asta este un aspect al bisericii noastre. Which is that we celebrate. Care este că noi sărbătorim. Community. Comunitatea. So this is about our families. Lucrul ăsta are de-a face cu familiile noastre. The fact that we teach. Faptul că noi învățăm. About relationships. Despre relații. About raising children. Despre cum să creștem copiii. About marriages. Despre căsnicii. About dating. Despre întâlniri romantice. Romantice. About being single. Despre cum să fii necăsătorit. It is about discipleship within community. Este vorba de ucenicizare în comunitatea noastră. It's about honoring one another. E despre a ne onora unii pe alții, a ne respecta unii pe alții. All these things are vital aspects that can be captured in the word relationship. Toate aceste lucruri sunt aspecte vitale care sunt capturate în noțiunea de o biserică relațională. And we already see that with the Romanian house group. Și noi deja am văzut asta cu grupul de români. If you want to gather many Romanians together. Dacă vrei să aduni pe mulți români împreună. Just some sarmale. Fă niște sarmale. And it's job done. Ai rezolvat problema. So that is important to know. Lucrul ăsta e important să știi. Ca și biserică. We want to be and we are relational. Noi vrem să fim relaționali. There are a few practical things we will be doing. Și sunt câteva lucruri practice pe care o să le facem anul ăsta ca să continuăm să clădim pe tema asta. Till to go through them. Deci noi avem ceva care se întâmplă în biserică pentru toate grupurile demografice, pentru toate vârstele. Și e important ca noi să știm ce se întâmplă în biserica întreagă. Pentru că nu suntem doar o celulă noi de noi. Deci pentru bărbați există fotbal și există un grup numit Mighty Men. Bărbați puternici, așa îi spune. Și Munia conduce acel grup. Ei se întâlnesc, is it once a month? Mighty Men? Da. I think so, yes. Deci ei se întâlnesc o dată pe lună la studiu biblic. Ultima dată când Munia s-a întâlnit cu ei, a făcut o tocăniță pentru toată lumea. Și câți dintre voi știți povestea cu Esau și cu Iacov și cu tocănița? Și Esau și-a vândut dreptul de întâi născut în schimbul unui castron de tocăniță. Și tot studiu biblic a fost pe tema aia și a vorbit foarte mult bărbaților. Pentru ce? Ce dau în schimbul relației mele cu Dumnezeu? Dau slujba mea? Dau o fată, o drăguță pe Liliana sau pe Ionuța sau pe mai... Înțelegi? A vorbit foarte mult. Și e un grup foarte important. Dacă aveți... Fiecare bărbat are nevoie de studiu biblic. Fiecare femeie are nevoie de studiu biblic. Și o să facem... Fetele o să ne întâlnim... cred că va fi tot la 2 săptămâni. O să ne întâlnim în oraș la cafea.
la studiu biblic, da. E ușor de ajuns, e rapid, pentru că e important să ne uităm la ce spune Cuvântul Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu să devină viață pentru noi. Pentru copii avem școala duminicală. Ei învață un mesaj al credinței care este extraordinar. Copiii noștri va trebui să ducă înainte lucrarea noastră. Pentru familie există lucruri, pentru studenți există numă. Și cel mai important, Vali e dedicată până tot ce aud. Liana, am invitat pe nu știu care la masă. Liana, am invitat pe nu știu care la masă. Vali e dedicată 110% pentru ca să credească ceea ce Dumnezeu a spus că o să credească. Deci în fiecare lună vor fi mese europene. Și noi vrem să fim inclusivi, vrem să invităm pe polonezi, pe unguri, pe bulgari, dar noi suntem miez. Noi nu suntem cei care îi atragem, noi suntem cei care ne conectăm cu ei. Deci în fiecare lună vor fi mese. Pentru că mi-am dat seama cu chestia asta, cu mesele, oamenii au tot felul de scuze, oamenii sunt obosiți, lucrează o grămadă, nu le vine să fie gazdă. Și atunci am spus, ok, putem noi să facem asta. Putem noi să punem o structură în loc în care oamenii să găsească familie, oamenii să găsească relații și oamenii să găsească căldură. That was me then. R. A. It's for apostolic. A este pentru biserica apostolică și profetică. It is a core part of our church. Este o parte al miezului bisericii noastre. That we are raising up leaders. Ca noi să ridicăm lideri. And that we are planting churches. Și noi să plantăm biserici. So at the moment. Și la momentul de față. We have the River Exeter. Noi avem biserica River Exeter. Romanian church. Avem biserica română. The River Barnstable. Avem biserica River Barnstable. The River Plymouth. River Plymouth. And on the 3rd of March, the River Torbay. Și pe 3 martie vom începe River Torbay. We will be having a Chinese house group starting this year. Anul ăsta vom avea un grup de casă de chinezi. With a Chinese church starting next year. Și cu privire ca anul viitor să înceapă o biserică chineză, de chinezi. All of you will have noticed. Voi toți poate că ați observat. That in our church. Că biserica noastră. We do not cap. Noi nu punem un capac. What people can do. Pe ceea ce pot să facă oamenii. But we provide training. Dar noi le dăm instruire. So people can keep reaching. Ca oamenii să continue să ajungă mai departe. And of course it requires sacrifice. Și bineînțeles că necesită sacrificiu. It requires giving up attitudes and behaviors. Necesită a renunța la atitudini și la comportamente. And many other things. Și multe alte lucruri. And it's not easy. Și nu e ușor. But what it does. Dar ceea ce face. Is give us este că ne dă the next generation. Următoarea generație. Of leaders all across our campuses. De lideri. În toate bisericile noastre. People who are ready to go and change their world. Oameni care sunt gata să schimbe lumea lor. We are fond of training. We are very careful to train our people. Noi apreciem și valorăm foarte mult instruirea. Suntem foarte grijuli ca să instruim pe oamenii noștri. Let me give you a simple example. Să vă dăm un exemplu simplu. Many times people will come to our church. De multe ori oamenii vin la biserica noastră. And they will have a welcome like they've never received before. Și primesc un welcome și o primire care niciodată n-am mai primit-o. If you come upstairs on a morning. Dacă vii dimineața. On any of our campuses. La oricare din bisericile noastre. Multiple people will greet you and say hello. Mulți oameni vin la tine și spun servus. They'll be interested in you and your life. O să fie interesați în tine și în viața ta. They'll ask you for coffee. Îți vor oferi cafea. If you want to give your details. Dacă vrei să-ți dai detaliile. Someone will call you or meet you. Cineva te va suna și se va întâlni cu tine în timpul săptămânii. And you feel loved. Și te simți iubit. That doesn't happen by accident. Lucrul ăsta nu se întâmplă prin accident. That has taken years. La întâmplare. A luat ani de zile. Of training. De antrenament, de instruire. Because what normally happens in most churches. Pentru că ce se întâmplă în mod normal în majoritatea bisericilor. And I've been to many. Și am fost la multe. Is you walk in. Intri. The person on the door says hello. Persoana de la ușă spune servus. And then that's about it. Atât. And after the service, și după serviciu, you get out your mobile phone. Îți iei mobilul. And you pretend you're texting somebody. Și pretinzi că îi scrii la cineva text. Because it looks awkward to be on your own. Pentru că altfel arăți jenant. Maybe play singur. A bit of Snake or poate football. Poate te joci cu Snake sau cu Tetris sau cu maybe fotbal. Maybe pretend to take a call. Și poate că pretinzi te faci că ai un apel. So you can avoid talking to the people ca around you. Ca să eviți să nu vorbești cu ceilalți. Who are clearly not at all interested in you. Dar nu suntem interesați în tine. Life. Sau viața ta.
I'm very glad that we don't see that in our church. Eu sunt foarte bucuros că noi nu vedem asta în biserica noastră. Noi avem o zicală. No member stands alone. Nici un membru nu stă singur. No one stands alone. Nimeni nu stă singur. So if we see someone standing alone. Deci dacă vezi pe cineva stând singur. All of our workers. Toți lucrătorii noștri. Are trained to go and say hello. Sunt instruiți să meargă ață la el să spună servus. It's so easy. E așa de ușor. But it doesn't happen without training. Dar nu se întâmplă fără instruire. In many other ways across our church. Și în multe alte feluri în biserica noastră. We are investing in you. Noi investim în tine. Not just for a reward in church. Nu doar pentru o răsplată în biserică să avem o echipă de primire bună. But in every area of your life. Dar în orice area a vieții tale. Because I'm involved in business people in our church. Din cauza că eu sunt implicat cu business people în biserica asta. And people come and talk to me about their work. Oamenii vin și vorbesc cu mine despre interviurile lor, despre munca lor. I'm blown away. Just month after month. Eu sunt uimit lună după lună. By people who get jobs and get de oameni care primesc slujbe și primesc promoții. As a result of skills. Ca și rezultat al îndemânărilor. And confidence. Și încrederii. That they have got in church. Pe care o câștigă aici în biserică. Yeah. Time and time again. Din nou și din nou. The ability to carry yourself. Abilitatea să te duci pe tine însuți, să fii încrezător. To look someone in the eye. Să te uiți la cineva în ochi. And tell them what you can do for them. Și să le spui ceea ce poți tu să faci pentru ei. To ask what you need to ask. Și să pui întrebările pe care trebuie să le pui. Maybe it's a skill of being able to greet people. Poate e o îndemânare să știi cum să-i saluți pe oameni. Or hospitality. Sau ospitalitate. Sau media, sau arte, sau tehnologia. That is an outcome, an overflow. Asta este un rezultat în plus. Of the fact we train new leaders. Un surplus al faptului că noi instruim lideri. And this will happen also in Romanian church. Și lucrul ăsta se va întâmpla și aici în biserica română. Romanian church. Biserica română. Will never be capped. Nu va fi niciodată sub capac. By Liana. De Liana. Or by myself. Sau de mine. Never. Niciodată. It is important. Este important. That a generation rises up in Exeter. Că o generație să se ridice în Exeter. That is able to lead. Care să poată să conducă. To lead worship. Să conducă închinarea. To lead in house groups. Să conducă în grupuri de casă. To lead in marketplace. Să conducă în piață. And we are looking for people who want to do that. Și noi avem nevoie de oameni care să poată să facă asta. And over this year. Și în timpul acestui an. We will see many of you. Noi vă vom vedea pe mulți dintre voi. And many of the people who often come to church. Și mulți dintre oamenii care adesea vin la biserică. Step up. Yeah. Care să pășească în sus. Yeah. Să se ridice. And let us not wait. Și să nu ne lăsați așteptând. For the perfect person to come. Ca persoana perfectă să se sească. To do the job. Să facă slujba. Because you can do it. Pentru că tu o poți face. Eu pot să fac. So we step in and we do it. Deci pășim, intrăm și o facem. We are willing and available. Noi suntem voitori și suntem capabili. And that is what God can use. Disponibil. Și asta este ceva ce Dumnezeu poate să folosească. There is a saying. Este o zicală. You can't steer a stationary ship. Că nu poți să conduci un vas care este staționar. But once you're starting to move. Dar odată ce începi să te miști. Then God can steer you. Atunci Dumnezeu te poate direcționa. But many people are just sitting. Dar mulți oameni pur și simplu stau. When will you use me, God? Doamne, când mă vei folosi? Oh, but I don't want to clean. Oh, dar nu vreau să fac curățenie. When will you use me, God? Doamne, când mă vei folosi? Oh, but I don't want to do that. Oh, dar nu vreau să fac pregătirea aia. So this year. Deci anul ăsta. I'm excited to see Romanian leaders. Eu sunt bucuros să văd lideri români care se ridică. And that's such a simple job. Și asta este o slujbă așa de simplă. It's starting just by praying for your friends. E vorba să începi a te ruga pentru prietenii tăi. Just by helping out with a service. Să începi să ajuți cu un serviciu de biserică duminica. By hosting a dinner at your house. Prin a găzdui o masă la tine acasă. But God sees those small things. Dar Dumnezeu vede aceste lucruri mici. And he rewards them. Și el le răsplătește. That is all I have to say about apostolic. I'll just add a couple of things. You do that, darling. Câteva dintre lucrurile practice unde avem nevoie ca lideri români să se ridice. Unul din lucrurile de care avem nevoie este fotbalul. Pentru că Dumnezeu e credincios să ne dea chei care să deschidă ușă în comunitatea noastră. Și fotbalul e una dintre acele chei. Avem nevoie de lideri care să spună, eu mă voi asigura că în fiecare vineri sau sâmbătă sau miercuri sau o dată pe săptămână va fi un meci de fotbal, dar eu voi fi acolo. Fie ploaie, fie vânt, fie furtună, eu voi organiza lucrul ăsta pentru că nu e chestie de
Hai să câștigăm, dacă nu avem de ajuns oameni, gata, anulăm. E vorba de a crea un container, de a crea ceva în care Dumnezeu să toarne. Dacă vin doi băieți, dacă nu te poți juca fotbal, te duci la o cafea, dar creezi un container. Avem nevoie de lideri care, într-adevăr, organizează fotbal, dar ei văd viziunea mai mare. Ei văd fotbalul ca un vas în care Dumnezeu să toarne, la care oamenii vin. De multe ori au fost băieți în Plymouth, de exemplu. Ei au fotbal în fiecare marți. Au fost băieți care erau pe margine de a se sinucide. Și din cauza că au găsit prietenie între băieți, Dumnezeu a schimbat traiectoria vieții lui. Avem nevoie de lideri care să facă lucrurile astea. Par simple, dar avem nevoie de oameni consistenți care să facă lucrurile astea. Cum a spus Andrew, oameni care să conducă studii biblice, fete și băieți care să conducă studii biblice și să găzduiască mese. Pentru că românii iubesc mâncarea. Și e important, e ok. Dumnezeu e credincios să ne dea, noi trebuie să fim credincioși, să o luăm și să o învârtim. Amin? Amin. That's it. How do you say that? Favoare. Favoare. Și prosperitate. You're doing so well. Oh, I know, yeah. When we talk about prosperity, când vorbim despre prosperitate, our definition for that as part of our church, definiția prosperității în cultura bisericii noastre, is that we can meet every need we see. Este că noi să putem să împlinim fiecare nevoie pe care o vedem. That's a very simple definition. E o definiție foarte simplă. It's not about big houses. Nu e vorba despre case mari. Planes. Despre avioane. Expensive holidays. Vacanțe scumpe. It's about being able to see needs across the southwest of England. E vorba despre a putea să vedem nevoi în tot sud-vestul Angliei. And have the financial resource. Și să avem resursele financiare. To do something about it. Ca să rezolvăm ceva. Not to be part of the helpless church. Nu să fim parte din biserica neajutorată. Where all we can do is pray. Unde tot ce putem să facem este să ne rugăm. Rugăciunea este puternică. But God has called us to walk, calling us to walk on a journey. Dar Dumnezeu ne cheamă să umblăm într-o călătorie. That we can match prayer. În care noi putem să împreună cu rugăciunea. Match faith. Să aducem și credința. With action. Cu acțiune, cu fapte. This takes people. Asta necesită oameni. Who choose to believe? Care să aleagă să creadă. That God has a great plan. Că Dumnezeu are un plan mare cu viața lor. That choose to believe the Bible. Care aleagă să creadă că Biblia. That says whatever I touch will prosper. Când Biblia e adevărată când spune orice ating va prospera. That chooses to believe. Oameni care aleg să creadă. When the Bible says. Când Biblia spune. Favor surrounds me like a shield. Favoarea lui mă înconjoară ca un scut. That chooses to believe the Bible. Care aleg să creadă Biblia. When it says he has given us the power to create. Când spune Dumnezeu ne-a dat putere să creăm belșug. All of these things, you know. Toate aceste lucruri. Scriptures that we could list and list and list. Versete pe care le putem înșirui și înșirui. That he delights in the prosperity of his servant. De exemplu că Dumnezeu se bucură în prosperitatea slujitorului lui. It takes people. Necesită oameni. Who are willing to see those. Care sunt gata să vadă aceste versete. See those promises and believe. Să vadă aceste promisiuni și să le creadă. And then act based on them. Și apoi să acționeze în conformitate cu ele. So wrapped up in this concept of prosperity. Deci împachetat în acest concept al prosperității. Is wisdom and understanding. Este înțelepciune și pricepere. Insight to see what is going on in our world. Este înțelepciune să ne dăm seama ce se întâmplă în lumea noastră. In the business world, in the education, în lumea afacerilor, în învățământ, în arte, în politică. It's about the ability to step forward and do something about it. E despre abilitatea de a ne ridica și de a înainta și a face ceva pentru asta. It's about a habit of giving. E vorba despre un obicei de a da. And it's about having an understanding that God is calling us. Și e vorba despre a avea o înțelegere că Dumnezeu ne cheamă. To rule and reign as kings. Să conducem și să domnim ca și regi. So one of the things we're going to be doing this year for the Romanian church. Deci unul din lucrurile care le vom face anul ăsta pentru biserica română. Because we understand. Pentru că noi înțelegem. That because of visa situations. Din cauza situației cu vizele și cu slujbele și cu economia în general. Money and jobs and business is a key area. Banii și slujbele sunt un lucru cheie. So in March. Deci în martie. We will be running our first Romanian language business workshop. Vom organiza aici primul seminar de afaceri cu românii.
millionaire speakers. Unde vom avea niște vorbitori milionari. Who are willing to walk with people who want to start business. Care sunt gata să umble alături de oameni care vor să înceapă afaceri. People who want to go through the steps of setting something. Oameni care vor să treacă prin pașii de a organiza ceva, de a începe ceva. The basics. Lucrurile de bază. How do you apply for a loan? Cum aplici pentru un împrumut? How do you write a business plan? Cum să compui un plan de afaceri? How do you build a team? Cum să clădești o echipă? How do you write a cash flow? Cum să scrii un cash flow? And for those who have run businesses back in Romania. Și pentru aceia care au avut afaceri în România. Many more complex things. Care vor face în România sunt lucruri mai complexe. About how we can build strong businesses. Despre cum putem să clădim afaceri puternice aici în Exeter. That can employ. Care poate să angajeze români. That can be a benefit. Care să beneficieze. The Romanian community in Exeter. Comunității române din Exeter. I have a passion for that. Eu am o pasiune pentru asta. You know, on yesterday we had our business people meeting for everybody in our church. Ieri am avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din biserica noastră. Și e foarte bucurător. 20-25 people. 20-25 de oameni. Who are deciding? Care decid? That they are going to start things. Că ei vor începe ceva anul ăsta. Build new revenue streams. Să clădească mai multe resurse de venituri. And we are going to specifically input this for the Romanian church as well. Și noi vom aduce lucrul ăsta specific bisericii și românilor de aici. And of course it is biblically based. Și bineînțeles e bazat pe Biblie. But I really encourage all of us. Dar eu vreau să încurajez pe toți. To those sessions. Să veniți la aceste sesiuni. To invite everybody. Și să invitați pe toată lumea. Who doesn't want to hear from people who are very successful in business? Cine nu vrea să audă de la oameni care au avut succes în afaceri? About the steps you can take. Despre pașii pe care poți să iei în a începe afacerea ta proprie. So I look forward to helping. Și abia aștept. Set that up, but also to work with you to market that properly. Abia aștept să începem să lucrăm și să lucrez împreună cu voi și să spunem oamenilor despre acest seminar de afaceri. You know, when we get going. Când începem? And when we've done this and proved it. Și când am făcut odată asta și am dovedit-o. There is no reason why we couldn't use the auditorium upstairs for business seminars. Nu este niciun motiv pentru care nu putem să folosim auditoriu mare pentru seminar de afaceri pentru toți. And there are many accompanying issues here. Și sunt multe lucruri care vin cu chestia asta. I would love our people. Mie mi-ar place că oamenii noștri, biserica noastră, in 2013, în 2013, to also become a solution to the questions people have. Să devină o soluție la întrebările pe care oamenii le au. About visa issues. Despre probleme cu viza. About houses. Despre probleme de cazare cu casele. About many of the issues that you have faced. Și multe din problemele cu care voi v-ați confruntat. And that we can then document. Și noi să putem să documentăm. And help people in the future. Și să ajutăm pe oameni în viitor. So that we become a resource. Ca noi să devenim o resursă. So I'm excited about F for favore, for fare, și prosperitate. Favore, favore, și prosperitate. Perfect. I'm expected for that in 2013. Și eu aștept lucruri mari pentru asta în 2013. Cool. Go straight to the next one. Second to last, we have I for. În penultimul rând avem I pentru inspirația și puterea Duhului Sfânt. We understand that it is not in our power that we do anything. Noi înțelegem că nu este prin puterea noastră ca să facem ceva. But it is his power. Dar este puterea lui. It is his strength. Este tăria lui. So wrapped up in this phrase. Și împachetat în această frază. We have an understanding that it is the Holy Spirit who is our guide. Noi avem înțelegerea că Duhul Sfânt este călăuza noastră, este mângâietorul nostru, este cel care ne dă sfaturi. Our help, our standby. El este ajutorul nostru. El este cel care stă împreună cu all noi. All those things that the Bible calls him. Toate lucrurile astea care Biblia îl numește pe Duhul Sfânt. We understand that, you know, the just shall live by faith. Și noi înțelegem că neprihănitul trăiește prin credință. And that we must be a people of faith. Și noi trebuie să fim un popor al credinței. The Bible says that without faith it is impossible to please God. Biblia spune că fără credință este imposibil să fim pe plac lui Dumnezeu. And that faith. Și că credința is in believing something that we cannot see. Este în a crede în ceva ce nu putem să vedem cu ochii noștri naturali. So it's understanding that there is a realm of the miraculous. Deci noi înțelegem că există un mediu al miraculosului. That we can walk in. Un tărâm al miraculosului în care in putem our families, să intrăm în familiile noastre, health, în sănătatea noastră, in our businesses, în afacerile in noastre, finances, în finanțele noastre, in all kinds of relationships. În tot felul de relații.
It's about understanding that our reliance is on God, not ourselves. Este să înțelegem că noi ne bazăm pe Dumnezeu și nu pe noi înșine. That, as the word says, the very power that raised Christ Jesus from the dead. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu că aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți dwells in us. Locuiește în noi. His power dwells in us. Puterea lui locuiește în noi. We sung this evening. Și am cântat în seara asta. There is power in the name of Jesus. Că este putere în numele lui Isus. That is a part of the DNA of our church. Asta este parte din ADN-ul bisericii noastre. That we have access. Că noi avem acces. To power that changes things. La o putere care schimbă totul. And if you want testimonies of that, just talk to anybody. Și dacă vrei mărturii în privința asta, vorbește cu oricine, cu Liana, cu mine. About the things that have shifted in our lives. Despre lucrurile care s-au schimbat în viețile noastre. We have no control over. Lucruri pe care nu aveam niciun pic de control. But we prayed about. Dar ne-am rugat pentru ele. Și Dumnezeu a intervenit. So one of the things we are doing here. Deci unul din lucrurile pe care le facem aici. Is that every service. Este că în fiecare serviciu. We will be giving an opportunity for ministry. Noi vom da o oportunitate pentru rugăciune pentru oameni. Because one touch from God. Pentru că o atingere de la Dumnezeu. More than hours. Poate să facă mai mult decât ore întregi de consiliere. Can do more than all the books in the library. Poate să facă mai mult decât toate cărțile din librărie. Can do more than singing every Hillsong song there. Poate să facă mai mult decât atunci când cânti toate cântecele de la Hillsong. All those things are awesome. Toate cântecele alea sunt mărețe. But we need the power and the presence. Dar noi avem nevoie de puterea și prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. And so we are going to always be asking. Și noi tot timpul vom întreba. If you've never had that experience, that encounter with God. Dacă n-ai avut acea experiență și acea întâlnire cu Dumnezeu. Then talk to someone on the team. Atunci vorbește cu cineva din echipă. Let's pray. Haide să ne rugăm. Let's see it happen. Haide să vedem lucrurile să întâmplându-se. And let's see you move forwards. Și haide să te vedem pe tine. And walk on. Ridicându-te și înaintând. In a power and a strength that you never had. Într-o putere și într-o tărie pe care n-ai mai avut-o niciodată. Amen. Amin. Vrem să vedem oameni care în momentul în care intră în camera asta și în mod continuu ne rugăm. De asta de multe ori când avem ora de foc, ora de rugăciune, noi ne rugăm chiar aici în încăperea asta. Noi ne rugăm chiar aici în încăperea asta pentru că vrem când oamenii intră aici, vrem ca lanțul să cadă de peste ei, vrem ca ei să intre într-o realitate a prezenței lui Dumnezeu pe care n-am mai avut-o niciodată. Și de multe ori când omul vine împovărat, omul vine terminat, viața l-o pălmuit și viața l-o bătut, vine și stă aici și poate că nu aude mesajul, aude cuvintele, zici că îi trec peste. În momentul în care rugăciunea se întâmplă, Dumnezeu îi poate atinge inima și ceva se întâmplă. Și de multe ori Duhul Sfânt, printr-un mesaj, mesajul poate să fie despre mere și Duhul Sfânt poate să vorbească omului despre mântuire. Duhul Sfânt poate să vorbească omului despre exact altceva, pentru că Duhul Sfânt vorbește oamenilor. Duhul Sfânt este prezent și de asta noi acordăm timp în fiecare serviciu. Vrem să acordăm timp rugăciunii și aș vrea să vă încurajez să nu fiți în niciun mod jenați sau ezitanți să veniți în față pentru rugăciune, pentru că Dumnezeu poate să lucreze prin orice vas care pune mâinile peste tine și se roagă. Amin? Amin. And finally, to finish off graphic. Și în final, ca să terminăm grafic. We have Christos in cultura. Perfect. Cultura. Perfect. Close. Christ in culture. There are many thoughts about how Christ engages with culture. Sunt multe gânduri despre cum Hristos este implicat în cultură, în teologie și în literatura academică. Some believe that Christ is against culture. Unii cred că Hristos este împotriva culturii. Anything that is of this world is bad. Orice aparține de această lume este rău. Some people believe that there's Christ separate from culture. Unii oameni cred că Hristos este separat de cultură. We believe that Christ is fully integrated in culture. Noi credem că Hristos este integrat în cultură. The Christ in us. Că Hristos în noi. Should be fully integrated in. Trebuie să fie pe de întregul integrat în cultură. That we can be the light of God. Că noi putem să fim lumina lui Dumnezeu. In arts, education. În arte, în învățământ. În show business. În guvern. Business. În afaceri. Health and law. În sănătate și în drept. In media. În media. In all kinds of areas of society. Și în tot felul de aspecte ale societății. And part of what we want to build. Și parte din ceea ce vrem noi să construim. As you've already heard. Cum ați auzit deja.
is a church that is integrated with our community. Este o biserică care este integrată în comunitatea noastră. That has stuff to add. Care are ceva de adăugat. Orașului Exeter, care nu este separat de afaceri, the marketplace, de piață, is not separate from the retail stores, nu este separat de magazinele de vânzare, de unde cumperi, but it's integrated into all dar este integrat în toate aceste lucruri. And that is something we are starting to see in the different churches that we are running. Și asta este ceva ce noi începem să vedem în diferitele biserici pe care le avem și anul ăsta. We will start making steps towards that. Noi începem să facem pași ca și biserica românească în domeniul ăsta. Că noi vom fi Hristos în cultură. Engaged in those debates. Și vom fi implicați și angajați în aceste dezbateri. Yes, we have a miraculous gospel, a spiritual gospel. Da, noi avem o evanghelie spirituală și miraculoasă. But we also have an intelligent gospel. Noi avem și o evanghelie inteligentă. We need to have the words to be able to communicate. Noi trebuie să avem cuvinte ca să putem să comunicăm această evanghelie. To explain why. Să explicăm de ce. We've given up things. De ce am renunțat la lucruri? Why there is something different about our life. De ce este ceva diferit despre viața noastră? We have to have the wisdom. Trebuie să avem înțelepciunea. To know when to speak directly into people's situations. Ca să știm când să vorbim direct în situațiile oamenilor. We have to know. Să știm. When to love by doing and winning and când să iubim prin a face, prin faptele noastre, prin a ajuta. And when to love by saying, can I pray for you? Și când să iubim prin a spune, pot să mă rog pentru tine? There are two ditches there. Sunt două șanțuri aici. There are some people. Unii oameni. Who I wouldn't want working for me. Pe care nu i-aș vrea lucrând pentru mine. Because all they want to do. Pentru că tot ceea ce vor ei să facă. Pray for people and talk with people. Este să se roage pentru oameni și să vorbească cu oameni despre Dumnezeu. E minunat. But I'm paying them to work. Dar eu îi plătesc să lucreze. On the other hand. Pe cealaltă, în cealaltă șanț. We have people who are so close. Avem oameni care sunt așa de închiși. And aren't willing to take any opportunity. Și nu vor să ia nicio oportunitate. And they just go on. Și ei continuă. And we call them submarine Christians. Și noi îi numim creștini de submarin. They are underwater the entire time. Ei sunt sub apă tot timpul. Wherever you are working. Oriunde lucrezi. Let's have the light of God on construction sites. Haideți să avem lumina lui Dumnezeu pe șantiere. In the care homes and care agencies. Lumina lui Dumnezeu în case de îngrijire. The light of God in shops. Lumina lui Dumnezeu în magazine. In all of these different areas. În toate aceste domenii diferite. Let's ensure that we have the light of God in this place. Să ne asigurăm că avem lumina lui Dumnezeu în aceste locuri. The transforming power of His gospel. Și puterea transformatoare a Evangheliei. Because honestly. Pentru că sincer să fiu. I'm not interested in a revival. Nu mă interesează într-o trezire. It is merely limited to a room. Care e limitat într-o încăpere. If we have people in this room, dacă avem oameni în încăperea asta și e plină, and we all clap, și noi toți dăm din palme, și toți ne ridicăm mâinile, and we go outside, și mergem afară, and nothing is different throughout și nimic nu e diferit în timpul săptămânii, that is not a revival that excites me. Aia nu e o trezire care mă entuziasmează pe mine. O trezire care mă entuziasmează pe mine este una care are consecințe sociale și economice. Where as a result of the life of God, ca și rezultat al vieții lui Dumnezeu în noi, we're able to do things we couldn't do before. Noi putem să facem lucruri care nu le putem face înainte. We're able to start businesses. Putem să începem afaceri pe care nu le putem începe înainte. Căsnicii care stau împreună mai mult. Divorțul nu se va întâmpla. That we will see crime rates go down. Că noi să vedem rata criminalității care să scadă. That for me is the natural consequence of a pentru mine asta este consecința naturală a unei treziri spirituale. When you look at times in history where there has been a true revival. Când te uiți la timpuri din istorie unde a fost o trezire adevărată. Lucrurile astea au venit după acele treziri. And that's why we must be Christ in culture. Și de asta noi trebuie să fim Hristos în cultură. So Liana has a few points that we'll be looking at this year. Deci eu am câteva puncte simple și practice pe care o să le facem anul ăsta. Biserica River are o echipă care spune loving out loud, adică a iubi cu voce tare. Și ce înseamnă asta? E atunci când vin familii, de exemplu, de români care vin și au venit cu nimica, au venit fără nimica, ne putem să-i ajutăm să pregătim donații de lenjerie de pat, de articole de mobilă, articole de bucătărie, ajutor practic. E ușor și eu am, dacă am 3 vase, unul pot să-l dau. Dacă am, înțelegeți cum spun. Deci vreau să avem ochii deschiși, să vedem cine are nevoie. Veniți și spuneți-mi, mi-ar place să văd o echipă formată în 2013 de cineva care doar asta face. Să fim siguri că pe radarul nostru intră oamenii nevoiași din Exeter pe care putem să-i ajutăm. În comunitatea română și est-europeană. În același timp, În 2 săptămâni vom începe, în fiecare o zi pe săptămână vom începe curs de limba engleză pentru oameni care nu se descurcă în engleză.
și români, dar și alții. Îi vom aduce chiar aici, în încăperea asta, pe gratis, îi vom învăța engleză și Dumnezeu are un plan. Cine știe ce va face Dumnezeu cu asta și unde va duce asta. Story about the person who thought those they needed to give welfare to these people as if it wasn't just a language issue. Dar cineva vorbea despre avea inimă să facă o clasă de limba engleză și zicea că vrea să organizeze să învețe pe oameni îndemânări de bază, cum să gătească și cum să e o chestie așa de în care ridiculizezi pe om și îl faci mic. Pentru că oamenii ăștia, unii din să spunem, fetele arabe care vin, gătesc extraordinar. Le poți pune în orice restaurant și îți gătesc extraordinar. Dacă te duci la ea acasă, eu am fost în Egipt, wow! Îți pun omul ăsta numai, ce îndemânări de bază? Oamenii ăștia nu sunt proști. Vin pentru că multe din prietenele mele care nu vorbesc așa bine engleză sunt soții de studenți care vin pentru un an, fac PhD și merg înapoi în Arabia Saudită sau în nu știu unde. Oamenii ăștia sunt oameni inteligenți. Atât că am nevoie de ajutor cu limba. Și de asta un lucru care o să vreau să facem va fi pentru fete, pentru femei, doar pentru femei și vrem să avem un ceva din asta de pampering, știi? Să aibă unghiile, să le facă cineva unghiile, să le trateze cineva frumos, știi? Nu să le învețe îndemânări de bază. Doamne feri! Da. Un lucru care o vom continua anul ăsta va fi cu love bags. Viziunea este să se dubleze numărul de love bags, pentru că oamenii străzii trebuie să... Iisus spune că pe cei săraci îi vom avea cu noi tot timpul și vreau să avem ochii deschiși la cei săraci, amin? Deci vom continua cu love bags, vom continua să ridicăm fonduri pentru asta și mulți dintre voi ați auzit de proiectul Restore pe care pastora Marian l-a început împreună cu Faye pentru a... Restore este pasul numărul 3. Deci când cineva e cuprins în traficul uman și e inclus în industria asta de sex, există organizații care îi salvează. Intră băieții, sparg ușile, îi salvează, îi scot din sistem. După aceea, pasul numărul 2 este că aceste fete, chiar și copii câteodată, familii întregi, sunt puși într-o casă. 45 de zile în țara asta, cel mai mult, 45 de zile, li se dă un pat, un dormitor, mâncare, ca să se reabiliteze. Dar 45 de zile nu-i de ajuns. Și aici intră Restore, aici intervine Restore, e pasul numărul 3, care ia pe oameni după acele 45 de zile. Le oferim cazare, le găsim un loc în chirie și le oferim prietenie, îi ajutăm să-și găsească slujbe. Deci pur și simplu e o continuare a reabilității vieților lor. Câți dintre voi știți că România este a treia țară din lume care își trafichează oamenii? Deci majoritatea oamenilor traficați, România este a treia țară. Români, sunt mulți români traficați, familii întregi. Din cauza că noi avem mentalitatea asta să ieșim din România cu orice preț. Asta e un preț un pic mai mare. Deci asta e... un lucru care e rugăciunea noastră e ca Dumnezeu să-ți vorbească și Dumnezeu să-ți arate ce poți să faci, cum te poți implica. De exemplu, cu Dora, de fiecare dată când vorbesc cu Dora, îs încurajată pentru că inima e plină. Pot să fac asta. E extraordinar. Dar e nevoie, cum a spus Andrew, e nevoie de fiecare. E nevoie de orice mână. De orice mână. Amin. Amin. What we are trying to do. Ceea ce noi încercăm să facem. As I said at the beginning. Cum am spus la început. Is to make plain some of the things we want to do this year. Este să comunicăm în mod clar ceea ce vrem să facem anul ăsta. We understand some of these things are big. Înțelegem că unele dintre lucrurile astea sunt mari. And will take time. Și vor lua timp. And will take people. Și necesită oameni. Yeah. That is fine. Și e ok. So one thing I do encourage everybody here to do. Un lucru pe care îl încurajez pe fiecare persoană de aici să-l facă. In fact, three things. De fapt, trei lucruri.
There are three things I encourage. Sunt trei lucruri pe care vă încurajez. Everybody to do. Pe fiecare să le faceți. Number one. Unu. Is to build and not tear down the church. Este să construiești și nu să dărâmi biserica. To find the things we can help with. Să găsești lucrurile cu care poți să ajuți. Not the things we can criticize. Nu lucrurile pe care le poți critica. There is a saying in England. Este un proverb în Anglia. He who is rowing. Cel care vâslește. Does not rock the boat. Nu scutură barca. It's generally the people who are sitting doing nothing. În mod general sunt oamenii care stau și nu vâslesc care scutură barca. Secondly. În al doilea rând. Is to serve. Este să slujești. And not get distracted. Și să nu fii distras. We're all busy. Noi toți suntem ocupați. We've all got lots of things in our lives. Toți avem o grămadă de lucruri family în viețile noastre, familia, slujba. All kinds of things. Tot felul de lucruri. But it is my testimony. Dar este mărturia mea. That as you put God first. Că atunci când îl pui pe Dumnezeu întâi. Toate aceste lucruri sunt adăugate. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri se vor adăuga. There have been many times. A fost multe dăți. When work. Când munca. Family situations. Și situațiile de familie. Have happened. S-au întâmplat. Absolutely regardless of things I have done. Fără să aibă în privire lucrurile pe care le-am făcut eu. Because I know my focus has been on church and building the right thing. Pentru că știu că focusul meu și concentrarea mea a fost a clădi biserica și să fac ceea ce e bine. So my encouragement this year is to serve and not get distracted. Și vă încurajez anul ăsta să slujiți și să nu vă lăsați distrași. And to encourage others to come. Și să încurajați și pe alții să vină. Finally, în final, it's to take ownership. Este să luați în proprietate. The reason we share these things. Motivul pentru care cum se traduce bine ownership? Is to allow people to take ownership. Să deții. Sorry, say again. The reason we share these things. Motivul pentru care noi împărtășim aceste lucruri. Is to allow people to take ownership. Este să le dăm voie oamenilor să dețină, să ia aceste lucruri ca ale lor. Because you have to understand. Pentru că trebuie să înțelegeți. Talking like this makes us vulnerable. Vorbind în felul ăsta ne face pe noi vulnerabili. Pentru că dacă lucrurile nu merg, we look stupid. Noi arătăm proști, ca proști. It would be very easy not to talk about these things and see what happens. Ușor să nu vorbim despre lucrurile astea și nu să vedem dacă se întâmplă. Problema cu asta is that no one could take ownership. Este că nimeni n-ar putea să dețină și să ia responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă. About these things. Deci noi vorbim despre aceste lucruri. Ca să vă invităm să luați în proprietatea voastră. To lead. Și să vă invităm să conduceți. And solve problems. Și să rezolvați probleme. We have a saying in my work. Noi avem, spunem ceva. All of my staff. În slujba mea cu toți stafful meu. Don't bring me a problem, bring me a solution. Nu mi-a adu o problemă, adu-mi o soluție. All of my staff. Toți cei din echipa mea. Know that it's their responsibility. Că e responsabilitatea lor. To find problems ahead of time. Să găsească probleme dinainte a timpului, dinainte. But not just to tell me about it. Dar nu doar să-mi spună despre problemă. To engage their brain. Și să-și pună la dispoziție. To think about it. Contribuie cu creierul lor să se gândească la problema asta, să se roage peste problema asta. And come to me and say, I think this might be a solution. Și să vină la mine și să spună, cred că am găsit o soluție. Maybe I agree. Poate că sunt de acord. Poate că nu sunt de acord. But still we can have a conversation. Dar totuși putem să avem o conversație. And we're looking at solutions, și putem problems. Să ne uităm la soluții și nu la probleme. And we know. Și noi știm. That everything that is happening right now. Că tot ceea ce se întâmplă acum. Is not perfect. Nu este perfect. And it's not where we want to be. Și nu este unde vrem să rămânem. And it's certainly where we not what don't it is certainly not where we want to be at the end of 2013. Și cu siguranță nu este unde vrem să fim la sfârșitul anului 2013. So let's all agree about that. Așa că haideți toți să fim de acord despre asta. Yeah. And now. Și acum? It's about all of us. Este despre ca toți din noi. Finding something. Să găsim ceva. That we can take ownership of. De care putem noi să luăm responsabilitate. And we can move forward. Și noi să putem să înaintăm cu asta. Maybe there's something that we said today. Poate că este ceva ce am spus astăzi. Cu care poți să ajuți. Maybe you can write the first draft. Poate tu poți să scrii primul draft. Of something we can give as a resource to every new family. A ceva ce noi putem să oferim ca și resursă la fiecare nouă familie care vine în Exeter. Să ajutăm cu chestii legale. And employment. Și cu angajări. Maybe you can teach English as a second language. Poate că poți să predai engleză ca și a doua limbă. Maybe you can host coffee mornings. Poate că poți să pui să fii gazdă, să găzduiești dimineți cu de cafea. Maybe you can you know work with Benny and Theo and run. Poate că poți să lucrezi cu Benny și cu Theo și să conduci fotbal. Or some other social activities. Sau alte activități sociale care putem să le facem. Maybe you have.
Poate că ai. A really great idea. O idee minunată. For how Romanians gather together. De cum se pot aduna românii. Maybe you have ideas. Poate că ai idei. For how our services. Pentru cum serviciile noastre. Can become more and more relevant. Pot să devină din ce în ce mai relevante. And more and more attractive. Și din ce în ce mai atractive. To the Romanians in Exeter. Pentru românii din Exeter. This is not about opinions. Chestia asta nu e despre opinii. As Pastor Michael says. Cum a spus Pastorul Michael. Everybody has at least one opinion. Fiecare are cel puțin o opinie. And most of them stink. Și majoritatea. Just like your armpits. Majoritatea stink. Miros. And everyone has at least one. Exact așa cum ai sub braț. Și toată lumea are sub braț, cel puțin unul. I'm not talking about opinions. Nu vorbesc despre opinii. Oh, I think you should paint the walls red. That would help. Cred că va trebui să vopsiți pereții roșu. Cred că the second song was way too long. A doilea cântec a fost mult prea lung. And the drummer lost the beat. Și toboșarul s-a pierdut. I don't care, yo, please. Nu-mi pasă. There are bigger things we can look at. Sunt lucruri mult mai mari de la care ne putem uita. Let's talk about those things. Haideți să vorbim despre lucrurile astea. Cu respect. With honor. Cu onoare. But let's have ideas. Dar haideți să avem idei. Haideți să lucrăm, să vedem cum putem să avem biserică. The answer. Ca și un răspuns. To the search of people's hearts in this city. La căutării sufletelor oamenilor atunci când vin aici. And it's so important. Și așa de important. You know we value you. Ca voi să știți că noi vă valorăm. We appreciate you. Noi vă apreciem. Every person who comes here. Fiecare persoană care vine aici și care ajută. All those who aren't here this evening. Toți cei care nu sunt aici în seara asta, dar care ajută. With the music. Cu muzica. Or with the video. Cu video. Or with, you know, life groups through the week. Sau cu grupul de români în timpul săptămânii. Meeting and greeting. Cu întâlniri români. We're grateful. Noi suntem recunoscători. We're thankful. Și noi suntem mulțumitori. Because we can't build this ourselves. Pentru că noi nu putem să clădim asta noi înșine. Requires. Categoric necesită. People. Oameni who have decided to give their care lives au decis să-și dea viețile lor to build something that matters, să construiască ceva ce contează, to build something that's generational, să construiască ceva care rămâne în generații. I'm believing that this is something. Eu cred pe Dumnezeu că asta este ceva that my daughter Daniela, în care fiica mea Daniela will step into one day, va păși într-o zi. I'm not talking about leadership. Nu vorbesc despre conducere neapărat. She will benefit from. Dar ea va beneficia de la noi. A thriving Romanian community. Ea va beneficia de o biserică înfloritoare în Exeter. As she is growing up. Când crește. As she is going into the workplace. Când ea intră la locul de muncă. Did you know? Știați? In Exeter. Când Exeter. The government say. Guvernul a spus. That in the next 5 years. Că în următorii 5 ani. There'll be another 30,000 immigrants. Vor fi încă 30,000 de imigranți care vor veni în Exeter. And the surrounding area. Și în area din jurul lui Exeter. That's another 20% growth. Asta e încă 20% on the creștere. Entire population, English and every other nationality. Creștere de 20% la întreaga populație engleză și alte națiuni. That's huge. E imens. And the opportunity. Și oportunitatea. Is that we can build a church ready for them. Este ca noi să putem să clădim o biserică gata pentru ei. Let's pray.